Bună, suflete divine! Despre sămânțele stelare de pe Vega. Sămânțele stelare de pe Vega sau vegani vin din constelația Lyra, care este cea mai strălucitoare stea de pe cer, văzută în această, din această densitate sau de pe acest pământ. Se știe că veganii sunt ființe extrem de artistice și că unii dintre ei au ocupat alte planete din univers în urma unui război destul de puternic pe Vega. Majoritatea veganilor s-au refugiat pe Sirius, dar și pe alte planete. Aceste semințe stelare au vizitat și au avut foarte multe vieți pe multe planete din univers și sunt ființe foarte inteligente, pline de înțelepciune și iubire. Una dintre cele mai proeminente trăsături este empatia. De asemenea, au o minte deschisă la tot ce este nou și sunt întotdeauna deschiși la schimbări. Mintea lor nu este limitată de teoriile umane, ceea ce îi face să fie observatori, plini de compasiune, cărora le place să vadă lucrurile dintr-un punct de vedere diferit, pentru că ei chiar sunt diferiți. Sunt foarte creativi în ceea ce privește tehnologia și designul, iar business-ul lor poate fi oricare, căci creativitatea lor se mulează pe orice domeniu de activitate. Veganii au abilitatea de a vedea energia sau chakrele. Cei mai mulți dintre ei sunt vindecători de energie sau au abilități psihice puternice. Dar nu toți. În funcție de misiunea personală, unii vegani sunt aici doar pentru a împrăștia buna dispoziția și a ajuta celelalte semânțe stelare care au misiune ca și terapeuți. Totuși, ei sunt cunoscuți pentru înțelepciunea, intuiția și abilitățile lor psihice. Cea mai frecventă abilitate psihică acestora este clar audiența. De aceea, în prag de trezire, un vegan începe să audă voci sau sunete pe care nu și le explică. Ei au de asemenea capacitatea de a vedea aura sau câmpurile energetice a celorlalți. Dar cum arăta un vegan pe Vega? N-am vizitat niciodată Vega, dar totuși, întâlnindu-i pe Sirius, unde am avut foarte multe reîncarnări, pot spune că în sistemul stelar Sirius, aceste ființe erau cunoscute ca având piele albastră, datorită strălucirii soarelui lor, având un soare special pe Vega, fiind cunoscute sub numele de rasă albastră. Sunt suflete foarte atractive și frumoase, cu imaginație vie, flair creativ și o sensibilitate acută. De asemenea, sunt cunoscuți ca fiind suflete foarte deschise spre iubire, o iubire necondiționată, nici de cum una pământeană. Pielea lor este de obicei de culoare albastră deschis sau lavandă, adesea au părul alb sau argintiu. Sunt ființe destul de înalte, undeva între 4 și 5 metri. Există unele semințe stelare vegane care nu sunt umanoide, ci insectoide, ca rasa reptiliană, de exemplu, fără nicio legătură cu reptilienii, arată ca niște insecte, cu pielea de culoare verzuie, cu ochii mari, sunt niște insecte, niște animăluțe de densitate mai înaltă, așa cum pe alte planete, de exemplu pe Orion, de exemplu pe Artuvia, Mintaka, existau mai multe soiuri de ființe de densitate înaltă, iar unele arătau ca niște animale, dar nu erau animale. Cel mai bun exemplu sunt cele de pe Artuvia, care locuiau în apă și erau ceea ce se numește aici pe pământ, și anume sirenele. Dacă vă întrebați dacă sămânțele stelare Vega au o legătură cu sirienii, aflați că sunt multe semințe stelare Vega în Siria, Egipt și Israel în momentul acesta. Cei mai mulți vegani nu sunt însă în alianță cu sirienii. Totuși, există unii pe pământ care au fost manipulați și spălați pe creier pentru a se alătura grupului sirian. În formă umană, ei au un ten închis, cu părul închis și ochii negri. Da, ai auzit bine. Toți veganii au ochii negri și părul de culoare închisă. Cel puțin cei pe care îi știu eu și am întâlnit destui. Sunt câteva excepții al căror ochi sunt căprui și tot închiși.
Veganii au și ei unicitatea lor. De exemplu, au fost primele specii care au dezvoltat călătoriile spațiale și au colonizat alte sisteme stelare. Există grupuri de vegani care au venit din alte constelații, cum ar fi Ursa Major, Pleiade, Arcturus și în special de pe Sirius. Pe Sirius există o colonie destul de mare de sămânțe stelare de pe Vega și datorită acestui lucru, ei au foarte multe vieți sau reîncarnări acolo. De aceea, majoritatea sămânțele stelare de pe Vega care se trezesc în această dimensiune au impresia că vin de pe Sirius, când de fapt îi trădează ochilor, poarta sufletului, în care se văd trăsăturile veganului foarte proeminente. Când vine vorba de spiritualitate, veganii își folosesc mai mult energia feminină. De aceea, sau adesea, își debalansează energiile, acționând, creând mai mult din energia feminină. Acesta este un aspect destul de important pentru vegani. E necesar, de-a lungul experienței din această densitate, să fie foarte atenți la energia cealaltă, și anume cea masculină. Și asta pentru a nu pierde un procent prea mare din ea. Veganii sunt mai sensibili, mai empatici, mai grijulii și mai plini de compasiune decât celelalte sămânțe stelare. Ei au un puternic simț al justiției și al fair play-ului. Sunt persoane foarte inteligente, cărora le place să învețe lucruri noi. Veganilor le place să ajute oamenii prin energii și modalități de vindecare sau sunt puncte de conexiune, punți cu alți healer de pe alte planete și asistă. Le place să exploreze foarte multe lucruri, lucruri diferite, lucruri noi, cum ar fi cristalele de vindecare, vindecarea Reiki, terapii prin sunete, fiind foarte atrași de instrumente, în special de cele terapeutice. De asemenea, le place să împărtășească cunoștințele lor despre vindecare și restul lumii. O altă trăsătură a veganilor este imaginația. Au o imaginație foarte vie și o minte deschisă la tot ce este nou, ceea ce îi face ființe foarte creative. De asemenea, au multe vise și obiective diferite în viața lor, pe care vor să le atingă neapărat. Ei doresc întotdeauna să exploreze și să învețe lucruri noi în viață, ceea ce îi face ființe foarte bine informate. Curiozitatea este o altă trăsătură a lor. Ele sunt întotdeauna dispuse să învețe lucruri noi, să îmbrățișeze alte culturi, să viziteze alte țări, alte culturi, ceea ce îi face ființe foarte unice. Oare veganii au ceva care îi face imperfecți? Evident că fiecare sămânță stelară are o latură care niciodată nu se va potrivi în această densitate. Veganilor le lipsește consistența. Da, ai auzit bine, ceea ce lipsește veganilor este consistența și stabilitatea în viața lor. Sunt ființe foarte curioase și au o mulțime de energie creativă și asta îi face unici și totuși nu au o stabilitate în ceea ce fac. De asemenea, lasă lucruri incomplete sau pe jumătate făcute din cauza lipsei lor de consistență. Sunt pasionați de călătorii și de explorarea de noi culturi, adeseori totuși își amână călătoria sau se răzgândesc. De asemenea, le place natura și să petreacă timp în natură. Se simt cel mai bine atunci când sunt înconjurați de medii naturale și de animale sălbatice. Sămânțele stelare de pe Vega au o chakra a inimii proeminentă, foarte mare, foarte deschisă tot timpul. De aceea sunt câteodată vulnerabili și se simt răniți. Inima lor este întotdeauna deschisă pentru toată lumea, pentru că sunt ființe iubitoare, empatice și grijulii. Sunt foarte determinați și sunt mereu gata să facă față provocărilor în viață. Nu se tem să-și asume riscurile atunci când vine vorba de a-și atinge obiectivele în viață. Când vine vorba de a obține ceea ce își doresc, veganii sunt ființe foarte perseverente. Nu se vor opri din nimic și nimic nu-i va opri până când nu vor obține ceea ce își doresc în această lume. Ei vor face aproape orice pentru a-și atinge dorințele în această viață. Sămânțele stelare vegane, fiind foarte empatici, majoritatea dintre ei
sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți la orice oră din zi și din noapte, ca să spun așa, ceea ce poate să considere a fi un lucru negativ. Le place să ajute oamenii, pentru că pot să înțeleagă cum se simt acești oameni și pot să înțeleagă cum se simt oamenii când sunt într-un loc plin de încercări și au nevoie de ajutor, pentru că ei au fost de multe ori pe planeta lor în situația asta. Așa că întotdeauna încearcă să dea o mână de ajutor atunci când cineva are nevoie de ea. De asemenea, veganii simt lucruri pe care le simt și alți oameni, și anume energiile oamenilor, sentimentele oamenilor, poate vibrația oamenilor. Ei au cel de-al treilea ochi foarte deschis și se vede asta cel mai bine în meditație sau în diferite experiențe astrale, unde pot accesa cu ușurință informații și pot întâlni alte ființe de lumină. În mare parte, veganii sunt foarte fericiți cu ce au în viață pe această planetă. Știu că totul vine cu timpul și că e necesar să aibă răbdare pentru lucrurile pe care și le doresc. Lor nu le place energia negativă în jurul lor, așa că țin departe sau se țin departe de ea pe cât de mult posibil. Sunt ființe foarte pașnice, care caută pacea și fericirea în viață. Au tendința totuși de a avea o imaginație hiperactivă, ceea ce îi face într-adevăr ființe foarte creative, dar vor avea întotdeauna o dualitate în interior și se vor gândi dacă este o imaginație bogată sau chiar așa stau lucrurile. De asemenea, această imaginație vie îi ajută să fie foarte creativ în tot ceea ce fac. Aceasta este totuși o problemă. În funcție de modul în care ei își folosesc imaginația, pot să aducă lucruri bune în viață sau pot să-și distrugă realitatea. Au întotdeauna un mod creativ de a face lucrurile și de a gestiona situațiile. Astfel, de multe ori devine liniștiți. Știu că vor și sunt dispuși să facă orice este necesar pentru a-și atinge obiectivele în viață, dar câteodată se răzgândesc subit. Mintea lor este mereu ocupată să se gândească la moduri în care pot face lucrurile mai bune și mai ușoare pentru ei înșiși. Aceste vedete adoră să fie în centrul atenției, pentru că le place să fie în lumina reflectoarelor. Și da, sunt niște vedete prin însuși prezența lor radiantă pe această dimensiune. De asemenea, știu cum să facă oamenii să se simtă confortabil în preajma lor și pot să facă pe oricine să zâmbească cu ușurință. În preajma lor poți găsi mereu oameni râzând, distrându-se, pentru că le place să-i facă fericiți pe ceilalți. Aceasta este o latură a misiunilor, și anume să ridice vibrația celorlalte suflete. Sunt foarte ușor de întâlnit, veganii, sunt adorabili, iubiți de foarte multă lume, pentru că au o personalitate magnetică. Le place să fie în preajma oamenilor și petrec foarte mult timp cu prietenilor. De fapt, le place să socializeze, să iasă cu prietenii atunci când nu lucrează. Majoritatea veganilor au o personalitate dominantă, ceea ce îi face să fie foarte sociabili din fire. Găsim vegani peste tot, în toate galaxiile sau planetele, dar unii dintre ei au rămas pe planetele lor și s-au stabilit acolo, în timp ce alții au venit pe Pământ în diferite scopuri. Care sunt alte caracteristici ale sămânțelor stelare de pe Vega? Veganii sunt niște ființe cu totul unice. Sunt plini de iubire, creativi, înțelepți, adesea au inocența aparte, ca niște copii veșnic copilărind și care se pare că nu s-ar maturiza, când de fapt în realitate ei sunt plini de energie și entuziasm, trecând mai ușor peste testele sau încercările din această dimensiune. Sunt ființe foarte inteligente, cărora le place să-i ajute pe ceilalți și să împărtășească cunoștințele și experiențele lor. Vedetele vegane au o minte deschisă la tot ce este nou, mai ales când vine vorba de îmbrățișarea altor culturi. Care este misiunea lor pe Pământ? Misiunea majorității veganilor pe Pământ este de a se înțelege pe ei înșiși și a vindeca rasa umană. Ei se află aici pentru a înțelege tărâmul spiritual, legătura lor cu acesta și modul în care pot atinge echilibrul în viața lor. Sunt exploratori ai tărâmului spiritual și asta face parte din misiunea lor.
Mulți dintre ei au venit de asemenea pe pământ pentru a obține vindecarea, ceea ce implică vindecarea emoțională, fizică, mentală, energetică. Este ceva ce pot face ei înșiși sau altcineva care are nevoie de vindecare, dar ei pot, prin această energie pe care magnifică, pe care o emană ei în univers, prin această bună dispoziție, poate să vindece și celelalte suflete. Deci, le place să fie în lumina reflectoarelor și sunt aici, în această perioadă de transformare, pentru a ridica vibrația planetei, dar nu sunt neapărat terapeuți, ci mai degrabă sunt aici pentru a fi organizatorii acelor evenimente de terapie colectivă. Ei sunt cei care, sau datorită cărora, au loc aceste evenimente, pentru că au o energie a creației capabilă să construiască comunități, imperii, orice în jurul lor, și cei care își doresc vindecarea vor veni acolo unde ei vor construi. A face orice pentru a-i face fericiți pe cei dragi, motiv pentru care nu acceptă un refuz atunci când cineva are nevoie de ajutor în viață. Misiunea lor pe pământ este de a se regăsi pe ei înșiși și de a-și vindeca trecutul prin vindecare emoțională sau energetică. Acest lucru îi face să fie umanitar prin natura lor, deoarece le place să-i ajute pe ceilalți. În general, ei au un loc special în domeniul spiritual și pe pământ. Misiunea lor este de a ajuta omenirea să evolueze spre iluminarea spirituală. Ei sunt puternic dedicați procesului uman, în special în domeniul inteligenței, conștiinței și a spiritualității umane. Dragă sămânță stelară vegană, indiferent care este scopul tău personal pe acest pământ, în aceste vremuri, nu uita niciodată cine ești, de unde vii, și caută să dăruiești cât mai multă iubire și compasiune. Pe de altă parte, semințele stelare feline, liviene, au abilități psihice care au servit umanității încă din civilizațiile antice. Zeitățile asemănătoare pisicilor, reprezentate în operele de artă egiptene antice, arată cel mai probabil aceste tipuri de semințe stelare. Misiunea lor este să aducă grație și inspirație oamenilor. Felinele se concentrează pe consolidarea abilităților lor spirituale și au capacitatea de a depăși realitățile fizice. Ele există și într-o dimensiune mai înaltă decât oamenii și fac conexiuni cu conștiința divină care se manifestă ca lumină și abundență pe pământ. Lirienii au o legătură puternică cu povestea originii oamenilor, deoarece oamenii au venit pentru prima dată din constelația Lyra, iar lirienii sunt cele mai vechi suflete din galaxie. Forța este o trăsătură dominantă a lirienilor, extrem de independenți și fizic și spiritual. Lirienii au totuși o legătură intimă cu forma lor fizică. În special în acord cu masculinul divin, aceste tipuri de semințe stelare prosperă atunci când hrănesc corpul cu exerciții fizice și atletism și cu mâncare bună. Lirienii își asumă riscuri și caută să exploreze noi locuri, luând în mod natural conducerea pentru a ghida oamenii să aprecieze prezența fizică, abilitățile și puterea corpului. Originale din constelația Lyra, semințele stelare liriene sunt unele dintre cele mai vechi suflete din galaxie, sunt creative și excelente comunicare. Reprezentați uneori ca fiind strămoșii oamenilor, lirienii sau liranii pot avea o legătură mai puternică decât de obicei cu pământ. În special cu Egiptul, una dintre cele mai apropiate legături cu casa lor, și o dorință puternică de a vindeca și de a înălța spiritul. Sămânța stelară lirană au o legătură specială cu masculinul divin. Sunt cunoscuți ca păstrătorii originali ai celor mai străvechi cunoștințe și asta este ceva. Aici, pe pământ,
ei păstrează originea vechilor cunoștințe. În metafizică, Liranul este elementul de foc, tărâmurile dincolo, călătoria și sunt suflete foarte înțelepte. Ca semințe stelare liriene sau lirane, s-ar putea să observi că te simți atras de călătorile în Egipt, deoarece aceasta este cea mai aproape conexiune pe care o ai cu casa ta. Spre deosebire de alte semințe stelare, lirienii, cunoscute și sub numele de feline, se simt foarte acasă pe pământ. Ei iubesc natura haotică a vieții pământului și libertatea incontestabilă care vine odată cu ea. În general, a fi o sămânță stelară înseamnă a avea un suflet care este întrupat în altă dimensiune, în alte sisteme stelare sau în alte universuri sau toate împreună. În calitate de Liran, ești aici pentru a ajuta la ghidarea acestei revoluții, pentru a ajuta la ghidarea acestei transformări. Dragi suflete divine, suntem praf de stele și am venit aici cu un scop. Indiferent care este scopul tău, nu uita că ești iubit și binecuvântat acum și pentru totdeauna.